Emma, te rog să mă spui următorul lucru. Două pisici și o găină, câte picioare au? Două pisici și o găină, câte picioare au în total? Deci două pisici plus o găină. Dacă te referi la picioare, cele patru picioare, patru picioare de pe de la pisică. Plus patru picioare de la pisică și încă două picioare de la un pui, asta înseamnă 10. Asta vreau să știu. Deci două pisici și o găină au împreună 10 picioare. O pisică din ele mănâncă puiul. Câte picioare au mai rămas? Au mai rămas 8. 8? Sigur că da. Puiul avea 2, din 10 a scăzut pe 2 și a rămas 8. Asolel. Nu suportă pisicile. Și când vede o pisică, s-a aruncă în lanț și caută să o prindă. În curtea bunicului se află două pisici, sunt mai multe, așa. Câte pisici se va bunicul? Hai să zicem că șase. Am multe, spune să mai scape de ele, da? 6. 6 pisici. Azorel, fiindcă nu suportă pisicile, pe două le-a fugărit. Cele patru pisici au mâncat fiecare câte un pui. Oare câte picioare au fi mâncat? Fiecare au mâncat câte două. Sigur că da. Cele patru pisici, câte două picioare. Și în total câte picioare au fi mâncat? Sunt patru pisici. 1, 2, 3, 4. Și asta încă două picioare la pui. Asta încă două, asta încă două, asta încă două. Câte picioare au mâncat? Fiecare puișor are un cap, nu? E un cap cu tot cu cap. Câte capete au mâncat? Cele patru pisici. Patru. Patru, sigur că da, dar au
fiecare câte un puișon, cam cu tot, deci patru puișoni, corect. Da. Așa că... Să mai vedem încă o problemuță. Mama merge la magazin și cumpără la piață și cumpără 3 kg. 3 kg de mere și 4 kg de pere. Câte kilograme de fructe a cumpărat mama? 8, da? Cum ai făcut de-a mai peste o dată? Dacă ați cumpărat 4 și 4, cât ar fost? Dacă cumpărat 4 și 4? 3 și 4. 3 și 4. Șapte. Sigur că la 7, pentru că dacă ai fost 4 și 4 făcea 8. Dar așa, 3 și cu 4 face 7, nu? Deci, un kilogram mai puțin, e limpede că avem 3 plus 4 egal cu 7 kg. Mama vine acasă cu 5 ciocolate. Eva se furișează și mănâncă 3. Câte crezi că mai rămas? Din 5, Eva se furișează și mănâncă 3 din ele. 2. Sigur că da. Și mie mai rămân 2. Mai 2 ți-a lăsat la ție asta? S-a furișat ea și 5 ori cum le putem da, mă? În mod egal, nu le putem împărți. Decât dacă împărțim la jumătate. Sigur că da, dacă o rupem pe una, dar ce o să las să fiu mai sigur eu și eu mâncate a 3, da? Și a rămas doar 2. Câte ar fi trebuit să cumpere mama ca să împarte exact? 6. Deci atunci a fost 3 și 3. De acord cu asta, da? Bun. Hai să mai facem o altă problemă, să? 4 cățeluși. Plus 5 cățeluși. Egal cu câți? 4 plus 5 cățeluși cât ar fi. Nouă. Dacă ai fost 65, 5 cu 5 face? 9. 5 cu 5 ar face 10. Dar așa timp cu mai puțin, 9 fac. Da? Și noi am făcut acolo socotele cele și 4 cu 5 egal cu 9. Foarte bine. Dar dacă ar... 3 mașini, câte roți au? 3 mașini, câte roți au? 12. Foarte bine, dar cum ai gândit tu? Ai numărat roțile, nu? 4 și a 4 și ai dus la 8 și ai numărat în continuare 4, 9, 10, 11, 12. Da? Așa ai gândit. Foarte corect. 3 mașini, 12 roți. Dacă la o mașină îi se desumflă 3 roți, câte roți mai are umflate? Câte roți mai are umflate? Dacă 3 se desumflă. De 4. Unde?
10. Au o mașină care are câte roți? Are 4 roți, nu? Și trebuie să o desumflați. Noi ne-am să vedem la cele 2-3 la cele 3 mașini. Deci la cele 3 mașini s-o gândiți, o încercați să gândească de 3 sau desumflați. Bănesc la asta, s-o gândi, de aceea au zis așa ceva. Dar acum am o singură mașină, dacă trebuie să o desumflați, nu las numai una. Da? Așa este, numai una. Bun. Deci ce ai tu ca temă de făcut pentru data viitoare? Să faci toate cifrele și să faci descompunerea, cum am zis așa, pentru 7. Eu trebuie să fiu la filmuleță. Mai întâi o să apară filmulețul și pe săptămâna care vine, te uiți la filmuleț și faci cum am făcut eu la tablă pentru toate cifrele. 2, 3, 4, 5, da? Și spui, în dreptul cifrei respective. Cine și cu cine fac, care sunt prietene, faci scăderea. Exact cum a făcut un film. Oprești acolo unde vezi că n-ai înțeles, oprești, mai pui o dată. Ăsta este rostul filmului. Deci așa învățăm să ne descurcăm cu filmulețul pe care l-am făcut. Și în felul ăsta, dacă ceva nu ți-e clar, atunci pui filmulețul încă o dată. Dar e la început. O să-ți arăte tată și mame ca să poți vedea așa ceva. Da? Ne oprim aici pentru tine. Hai să vedem, Mirona, tu ce mai ai, dacă ai formulat problema care mai te-am...